Noul sumar al săptămânalului Viața Buzăului este de mâine la chioșcuri. Cititorii de presă au la dispoziție 20 de pagini de informații locale. Scandal fără precedent la Casa Albă. Prefectul și subprefectul se acuză reciproc de incompetență și ilegalități. Declarațiile celor doi le puteți citi în pagina 3, de unde mai aflați cum a pledat la prima audiere profesorul Petrișan, acuzat de pornografie infantilă. În articolul Medici și ambulanțieri agresați, personalul medical relatează câteva experiențe trăite sub amenințarea cuțitului. Informațiile din sănătate nu sunt îmbucurătoare. Criza de medici din Spitalul Județean este departe de a se rezolva. Sunt scoase posturi la concurs, dar un cardiolog și-a înaintat demisia. Domul din Cimitirul Eroilor este lăsat de izbeliște și a devenit un adevărat pericol pentru vizitatori. Aflați cine ar trebui să îl reabiliteze și de ce s-a ajuns în această situație. Primăria a început să împodobească orașul, iar buzoienilor li se promite că ornamentele vor arăta altfel de sărbători. Viața Buzăului prezintă un trofeu unic în colecția JVPS Buzău, un urs împușcat chiar de Ceaușescu. Directorul Cighir, martor la vânătoare, a dezvăluit amănunte inedite. Dintre titluri mai amintim Cârtițele din Crâng și Fetiță de 4 luni găsită fără suflare. Din această ediție rezervăm o pagină talentaților elevi HDN din Clubul Pi. În pagina de sport găsiți informații din fotbal, rugby, handbal și volei. Viața Buzăului publică articole de medicină naturistă, anunțuri imobiliare și locurile de muncă vacante.